dragii mei, uitați ce am eu aici. Uitați-vă voi ce am eu aici. Și a venit repede la mine că știa că eu am acasă o mulțime de pisici și cățeluși și... Da? Bună seara, Romanița. Bună. De unde ai cumpărat pisica asta? Am cumpărat-o, ghilimele. Ai cumpărat-o, nu? Chiar am cumpărat-o. Deci n-am primit-o cadou și am cumpărat-o din Piața Romană, dacă vrei să știi. Cum, așa pe trotuar? Uite așa pe trotuar, a văzut-o mama și a ta mi-a povestit de ea în după amiaza aceea, încât am zis, hai dragă, să o văd și eu. Dar cum, să dea singură pentru să de les, așa, o largă țeată? Nu, era într-o cutie, era pui, dai seama, deci n-avea nicio lună. Cu cel care avea căscătorie de pisici, mai multe pisicuțe, ea era albă și atât de mult mi-a plăcut, mai ales că le-am luat pe fiecare în brațe și ea mi-a unat cel mai mult, știi? Și am simțit că chiar mă place și uite că... Și uite, te-am plăcut, de câți ani ai? Nu, nu, n-are un an deocamdată. N-are un an și așa mare a crescut, da? Da, a crescut, a crescut. Are și blana asta foarte multă. Are și blana frumoasă. Eu sunt o mare iubitoare de animale. Am pisici acasă, le-am spus telespectatorilor și vă mai spun și acum, dacă vreți 5, 6, 7 pisici să luați de la mine, vi le dau cu tot dragul și nu vă cer bani pe ele, să știți. Numai să le îngrijiți cum trebuie. Dar când veneam spre tine, ca să scurtez din drum, am venit prin Pipera. Vai, stimați telespectator, nu știu, am avut un seminar cu Bogdan, hai mai repede, mai repede, și eu conduc, și nu știu ce spuneam lui, hai mai repede, că eu conduceam, așa, că am un sentiment... Ai văzut, femeile au început să conducă. Da, și conduc din toate punctele, din toate... Exact, pe lasă m-am referit. Dragă, simțeam un de-asta negativ asupra mea, nu știu, și am venit, adică nu-mi plac casele alea. O aglomerație. Betoanele alea sinistre, nu știu, nu da, mă rog, e un cartier de... De prost gust, gata, am spus-o. Nu vă supă, asta e adevărat. Eu n-am zis nimic. Dar mi-ai spune și tu, Anda a zis, dar nu eu. Așa. Tu n-ai zis, dar mi-ai spus când am venit aici că nu, n-ai zis, dar ai spus nu, eu că nu te duci pe acolo, că le-ai zis, nu? Mi-am dorit să-mi construiesc o casă pe pământ, dar nu mi-am dorit să o construiesc oriunde. Oriunde. Păi lasă-mă să spun până la urmă ce am să spun, deci am venit cu un sentiment, așa, o chestie negativă. Cum se cheamă aia, dragă? Energie negativă. Energie negativă. Ei, și când am ajuns în dreptul casei tale, în toate mi-am schimbat starea de spirit. Am devenit calmă, am devenit fericită, chiar o casă superbă. Și ai apărut tu așa frumoasă cum ești în ușă și ai văzut că am stat, așteptam să fac 11:30. Da, dar nu am văzut că ai stat atât. Că păi nu, permitea, mai spus 11:30 și vreau să se știe că nu e politicos, te duci într-o casă nici mai târziu, nici mai devreme. Asta este, și am stat, norocul meu, mai aveam vreo 3 minute de așteptat. Dar m-ai văzut pe geam și ai venit și mi-ai deschis ușa. Am zis că poate nu dai seama că asta e casa sau... Ba, mi-am dat seama că e casa, dar repet, eu așa știu de la ai mei că nu e politicos, te duci nici mai devreme, nici mai târziu la cineva, dacă ai anunțat o oră. Oricum, v-am primit cu mare plăcere și mă bucur că... Într-un fel ne revedem, că eu te-am văzut după materialul care l-ai făcut. L-ai văzut? 30 plus. Te-am văzut? L-ai văzut? Și îmi părea rău că nu m-ai intervievat atunci la evenimentul ăla foarte special. Păi știi ce se întâmplă? Dar uite că până la urmă, gând la gând cu bucurie, că ne vedem spun după, că după aproape două luni. Aproape cam așa. Sunt două luni deja. Cam așa. În aprilie, parcă pe 11 aprilie a fost, nu? Da, mă, sunt două luni, doamne, ce mai... Da, că eram îmbrăcată mai gros, așa țin minte. Uite că asta e mele care vine, acum. Sunt sigură. Deci mă duc să-i deschid. Du-te și deschide-i și o punem acolo să stea frumos. Așa. Nelecut! A venit doamna? A venit. Hai, că vor mai zicea primăverii, trebuie să le-ați treabă. Primăverii, așa e. Hai, ce frumos! Hai, ce frumos! Meleche, sora mea. Sora mea, ca balanță ca și mine, eu sunt pe 3 octombrie, ai pe 4 și chiar vrem în această toamnă să ne servăm zâna împreună. Mi-era așa de dor de tine, mi-era așa de dor. Ce mă bucur, bine ați venit! Bine te-am găsit! Bine ați venit! Pisica era acolo, poți pe mine ea. Așa, te așezi acolo frumos, că eu am început deja interviul cu... Doamne, doamne! Ia loc acolo frumos! Ești în cadru! Deranjez, 5 minuțele doar, uite, am adus. Ok. Ați văzut seama, stimați respectatori, am făcut o mică pauză că a venit prietena noastră, Melek. De fapt, voi spuneți Melek, este Melek în turcește. Melek, acum, Melek. Ăsta e accentul. Vreau să, da, toată București o cunoaște, bag seama, că, da, așa, o iubește lumea foarte mult. Este foarte plăcută de toată lumea și e și foarte sociabilă, e este o fire... Dar e turcoaică, să zic că ei sunt oameni foarte prietenoși, deschiși, da. Foarte deschiși, da, și sincer și... Așa, și le spuneam, deci rămăsesem la casă, știi, când am venit în fața casei tale, deja am avut o stare, o altă stare de spirit și când am văzut pe tine
s-a transformat total în bine, știi, așa ca în poveștile alea cu zmei, cu zâne, cu așa. Mi-a plăcut cum m-ai primit, să știi că foarte mult contează când te duci undeva, mai ales unde te duci prima dată, cum am venit eu la tine acum. Contează modul cum te primește persoana respectivă. Da, am avut sentimentul deja vu, de parcă ne cunoșteam în viață. Și da, tu ești foarte deschis așa și directă. Da, a fost, și da, normal, da, parcă ne cunoșteam în viață. Și știi ce vreau să vă spun, stimați telespectatori? Probabil că și voi ați mai văzut-o pe Romanița, pe posturile centrale. Este cu totul alta decât pe Parma. E schimbată pe posturile centrale, da? De televiziune. I-am spus lui Bogdan, da, să fie depinde foarte... Depinde și de lumină, depinde și de machiaj, depinde și de starea de psihică până la urmă. Categoric. Sunt o grămadă de factori care concură categoric la o imagine cât mai pozitivă. Spune-mi cum o cheamă pe pisicuță. Blue. O cheamă Blue pentru că atunci când am luat-o era foarte mică și avea ochii albaștri. Între timp, ochii nu mai sunt albaștri, dar a rămas tot numele de Blue și oricum ea nu aude, așa că tot nu înțelege cum o cheamă Blue. Nu aude, dar mai zis că e surdă. Că pisicile albe... Da, în detrimentul culorii albe, persoanele, cam 90% sunt surde. Sunt surde. Bun. Spuneai că noi ne-am văzut atunci la așa 30 plus în aprilie pe 11. A fost, da, un eveniment foarte deosebit. Foarte frumos, dacă am venit de la Focșani și era lumea urâtă și era încă frig și seara și am plecat noaptea din București, dar am venit pentru voi. Am venit pentru foarte emoționant să ne revedem ca o reîntâlnire după 20 de ani. După 20 de ani nu v-ați văzut? Cam așa. Multe dintre ele nu m-am văzut aproape 20 de ani. Și revederea a fost nemaipomenită. Dar spune-mi, te rog, s-au părut schimbate colegele tale? Acum, sigur că anii au trecut peste toate. Toate ne-am schimbat într-un fel. Dar ceea ce mi-a plăcut cel mai mult este că fiecare dintre noi am reușit în viață. Fiecare dintre noi am făcut ceva în viață. Deci n-a trecut viața chiar așa. Pe cum se zicea pe vremea Ceaușescu că manechinele sunt persoane mai puțin obișnuite cu munca, ele sunt mai mult artiste și că în principiu e o rampă de lansare pentru noi această meserie, să ne căsătorim eventual cu bărbați și să ne ținem puf, să nu facem nimic. Dar se pare că până la urmă nu a fost chiar așa și că toate dintre noi am reușit să facem noi ceva pe forțele noastre proprii. Și mie mi se pare super deosebit. Categoric. Spune-mi, Romanița, haide să vorbim puțin de prima perioadă a vieții tale, nu de aceea de la școală, că la școală e ca la școală. Frumos. E frumos și la școală, dacă stăm să ne aducem bine aminte. Și pe vremea noastră, școala era chiar școală. Unde ai terminat liceul? Am făcut liceul de matematică fizică numărul 3 și a fost chiar foarte, foarte bine că am fost la un liceu foarte bun. Pentru că toți din clasă am luat la facultate. Ce facultate ai făcut? Am făcut ASEU, deci Academia de Studii Economice. În cadrul facultății de comerț am făcut economia serviciilor de alimentație publică și turism. Era practic crema ASEU-ului. Primii 30 care intrau la comerț și aveau această opțiune de a merge pe SAT, așa, pe scurtat, da. Aveau această posibilitate. Am intrat într-adevăr a 28-a, deci n-am intrat prima, ci a treia așa, din coadă. Așa. Dar știi cum e? Ce din urmă vor fi cei din întâi. Așa este. Până așa la este. Urmă, apropo de ASE, am avut o mare satisfacție în această primăvară, că am fost premiată de studenți, dragă. Cum adică? Uite așa, foarte emoționant și foarte, foarte, foarte frumos. Academia de Studii Economice împreună cu Asociația Studenților Economici din România au dat premiile studențești și la categoria cea mai cunoscută femeie de afaceri am luat eu premiu. Asta acum, când ai venit? Ia, uite acum, ce chiar da, asta, anul ăsta. 2005. Dacă ne cunoșteam, veneam și filmam momentul. Da, a fost foarte emoționant să mă duc în facultatea la SE, unde am învățat da. Și alături de rectorul facultății, sigur nu era pe vremea aceea, dar super emoționant. Studenții să te voteze. Deci studenții sunt ca și copiii mici, ei spun sigur, exact ce gândesc. Sigur. Și în timpul sesiunii să aibă timp ca cei 3000 de studenți să fi completat chestionarele și să se fi gândit majoritatea la mine din moment ce am câștigat premiul, mie mi s-a părut ce? Ai fost emoționată? Ceva ai fost emoționată? Emoționant, rău de tot, chiar am fost emoționată. Și ți-a dat o diplomă ceva? Da. O ai? O am. Nu, dai să o filmăm, dar asta la urmă o filmăm am și la diplomă, de... am diplomă și am și în, premiu, așa o chestie. Da, neapărat da. Filmăm asta și de câte lucruri aflăm și știi ce se întâmplă? Vezi, eu cu tare mult drag fac emisiunile astea.
Pentru că dau posibilitatea oamenilor să se cunoască. Uite, o chestie care nu se știa. Da, și se știa. Pentru și... că vorba ta, pentru lumea din jur, manechinei, aia se îmbrăca, schimba hainele și se puțuia pe un podium. Ceea ce nu e așa. Mai puțină lume știe că noi pe vremea când eram manechini, eram și studente, multe dintre noi. Deci, practic, am făcut facultatea la Seral, fiind angajată la Centrul de Creație UCECOM ca manechin. Este, până la urmă, o dublă activitate, categoric, care, într-un fel, s-a îmbinat foarte, foarte, foarte cu succes. Din moment ce, după Revoluție, am reușit să-mi fac o afacere care are ca punct principal moda. Deci... Categoric, sigur. Spune-mi, și tu ai început să... Deci ai făcut liceu, mă rog, când ai, ți-ai dorit tu sau când ai început să prezinți modă? Cum ai ajuns să prezinți modă? Este o întâmplare fericită. Deci, pot să deci spun întâmplarea, că este o întâmplare, da? Pentru că am dorit foarte mult să fac această facultate de turism și n-am intrat din primul an. Deci după ce am terminat liceu, am dat la facultate și nu am intrat. Da, nici în al doilea, nici în al doilea an n-am intrat. Și în sfârșit, a treia oară, deci am fost foarte hotărâtă, n-am vrut altceva, n-am vrut altă facultate, nici măcar în cadrul ASEU-ului am zis că vreau ESAPT. ESAPT însemna primii 30, deci 30 de locuri, nu a fost chiar simplu. Cum să fie și simplu? Și a treia oară când m-am hotărât să dau la facultate, am zis că nu mai pot să dau la zi. Că deja aveam 20 și un pic de ani, 20-21 de ani. Și simțeam că trebuie să mă întrețin singură. Sigur. Aveam o vârstă la care parcă nu mai îmi venea să cer părinților mei bani de ciorap, de farduri, de nu știu, mi se părea așa o chestie categoric. Anormală. Categoric. Am fost și foarte independentă de mică. Și mai surori, frați, ceva? Am frate, da. Frate. Cred că chestia asta m-a ajutat până la urmă și m-am hotărât să dau la Seral. Dând la Seral, până la urmă am intrat, din a treia încercare, deci am intrat. Fiind studentă la Seral, pe vremea aceea trebuia să ai servici. Da, era un condiție. Și efectiv începusem să caut servici. Și bineînțeles că inițial am căutat în branșă, deci în turism. Și am fost la mai multe hoteluri pe vremea aceea să văd dacă îmi găsesc servici în turism. Până la urmă nu am găsit. Și întâmplător mama a citit un anunț în România Liberă unde scria că Centrul de Creație UCECOM caută tinere fete pentru meseria de manechin, fotomodel, la care chiar a zis, nu vrei să încerci acest concurs, să te duci să vezi pe ce e vorba? Mi s-a părut, fiind din afara acestei lumi, că e o chestie în care nu știu dacă chiar mi-aș dori să marșez, da? Dar m-am dus. Și uite că nu mi-a părut niciun moment rău și m-au angajat... Și cum te-ai dus? Hai, povestește cum a fost. Te-ai dus la Zina sau la cine te-ai dus? Nu. Deci exista cooperativa Casa de Modă Venus, unde era doamna Zina, dar Centrul de Creație UCECOM era practic peste cooperativă. Așa. Deci era uniunea cooperației Meșteșugărești, deci, care cuprindea și Casa de Modă Venus. Și m-am dus la Centrul de Creație UCECOM. Acolo... M-au văzut, am avut noroc că cu puțin timp în urmă plecase o domnișoară de la, nu știu, se măritase cu un străin, că nu era voie cu combinația din astea, a fost o chestie da. Și a rămas un loc liber și întâmplător acea domnișoară avea, sau eu aveam cam dimensiunile ei. Adică atunci, cât? Cât erai de înalt? 1,75 m? 75. 1,75 m și erai slabă, slabă cum ești acum? Da, eram un pic mai slabă. Mai slabă ca acum? Un pic, nu foarte. Deci, în principiu, m-am menținut în dimensiuni de-a lungul timpului. Și, dragă, m-au cooptat imediat. Am intrat imediat într-o prezentare de modă pentru Centrul de Creație UCECOM. Iar mama Zina m-a și văzut și așa am devenit și colaboratoare la ea. Și uite cum a durat aproape 6-7 ani... să practic această meserie. Bine, se întâmpla în anul 86. Da. Vreau să spun, Romanița, că pe vremea aia, noi care nu făceam parte din mediul vostru, nu? Deși eu am făcut facultate de artă, nu știu, manechinele erau așa o chestie, o lume separată, erați foarte puține, acum era toată lumea de la... Paralelă, o lume paralelă. Eu am trăit într-o lume paralelă, deci gândește-te cum mergeam noi la... intercontinental. Așa, pe acolo. Cum aveam noi acest univers puțin cunoscut de toată lumea. Intercontinental era un hotel în care nu intrau decât străini și totuși noi puteam să mergem la piscină la Intercontinental. Noi mergeam acolo la etajul 21 la coafor, noi mergeam acolo la
sau în... Deci aveam într-adevăr un regim mai special. Este adevărat că trebuia... Iar prezentările de modă pe care le făceam la sala rondă, da, niciodată nu o să le uităm. Nu să le uiți. Este adevărat, nici la coafor nu puteai să intri decât dacă aveai o relație. Știu că nu se găsea L'Oreal, eu pe vremea aia mă făceam numai cu L'Oreal și eram blondă, blondă, blondă. Și aveam o cunoștință acolo care mă ducea la coafor, că n-aveai voie să intri. Aveam voie la self, unde mâncam tavă, știi? Împinge tava, dar... Da. Bine, aveai voie, dar erai era răsfilat, pentru că... Noi am avut, într-adevăr, o viață deosebită și frumoasă. Spune-mi, și... în ce consta această viață deosebită și frumoasă față de cei care trăiau atunci, oarecum din greu, nu? Pentru că erai cenzurat, erai... găseai greu un fard, un spray, da, asta vorbeam cu el în mașină, că un Rexona care nu dai două parale pe el acum când aveai un spray, da, Rexona, bine, noi aveam în primul rând Cascomul, dacă ți-mi minte pe vremea sigur, aceea, care sigur avea o legătură foarte strânsă cu Ucecomul și erau depozite ale Cascomului, așa, unde găseai de toate, și cosmetice, și șampoane, farduri, spray-uri, ciocolată, sigur, Nutella, nu știu ce, chiar dacă nu ne interesa. Care da, nu ne interesa atât de mult, da, mai mult vânză de vaci eram, din cauza siluetei, menținerei siluetei, da. Și ce să zic, deci toată activitatea noastră era numai artă. Făceam poze, exista o singură revistă de modă, revista Moda, care apărea o dată pe sezon, deci practic de două ori pe an. Ții minte că costa 70 de lei. 70 de lei. Da, cam atât a costat. Și, da. Și era mult, mi se părea mult, dar o luam pentru că era de două, că era da, un salariu mediu de 2000-2000 și ceva. Apropo de bani, aveam chiar un salariu foarte bun. Ții minte că aveam 2500 de lei și cu colaborarea la Casa de Modă Venus mai era vreo 500 de lei și mai aveam colaborări de 3000 și ceva. Chiar mă gândeam când terminam, făceam probleme. Că atunci când aș fi terminat facultatea, ca și economist, aveam un salariu mai mic decât îl aveam ca manechin. Plus că n-aveai viața pe care o aveai, se compară, știi, îți dai seama. Am avut totuși noroc că această meserie, într-un fel, am avut-o chiar până a venit Revoluția, iar până a venit Revoluția, terminând și facultatea, m-am orientat și mi-am făcut business-ul meu. Ți-ai făcut business-ul? Deci s-a legat foarte, foarte frumos. Eu n-am avut o meserie pentru care trebuia să mă scol dimineața la 6, la 7. Deci am avut așa o meserie mai boemă. Sigur. Aveam, într-adevăr, multe acțiuni de fotografii care erau vara pentru iarna și iarna pentru vara. Ceea ce era un pic mai complicat, să te duci să pozezi paltoane când erau afară 38 de grade, nu era chiar ușor. Deci am avut și noi așa. Și nu era aer condiționat acolo, aer pe vremea aia, de unde era de așa ceva. Dar mergeam de multe ori în parc. Gândește-te că ne schimbam într-o dubă. Deci aveam condiții, dar ne plăcea ce făceam. E sigur că da. Deci nu ne farda nimeni, încercam să ne fardăm singure și să ne obișnuim noi singure. Era Costel care ne coafa, într-adevăr. Aveam și avantajul ăsta cu bonuri valorice pentru cosmetică și coafură. Avea și zici, aveam, da. Aveam și la Costel el era particular și atunci? Nu, era asta la palatul acolo, coaforul, igiena, era un coafor bun și atunci. Da. Și noi acolo ne duceam, aveam bonuri valorice, deci nu ne costa nimic. Din punct de vedere... păr coafat, cine se vopsea, părul meu e natural, nu m-a vopsit niciodată. Nu te-ai vopsit niciodată, vai, dar este ce culoare poți să ai, dacă vrei să faci, n-ai cum. Dar, în schimb, fetele toate aveau și voie să se vopsească, nicio problemă. Manicură, pedicură, deci orice, evita fără bani. Deci asta nu costa nimic. Și era scump și atunci. Noi aveam banii, dragi telespectatori, pe taxiuri, pe farduri. Și eventual pe accesorii, că vreau să ne punem cercei, gablonțuri, tot felul de accesorii pentru prezentări de modă, unde altceva. Sigur. Și hainele pe care le purtați, vi le dădeau? Ăsta era un alt avantaj. Ni le puteam cumpăra la un preț destul de bun. Și sigur că eram la concurență cu cei din nomenclatura din acei ani, doamnele care aveau prioritate și actrițele care, bineînțeles, veneau la... prezentări de modă. Țin minte, Cezara Dafinescu cumpăra foarte multe rochii de la centru de creație Ucecom și, da, punea și noi mâna pe unele dintre ele, dă-i seama. Vezi că ele, actrițele atunci, că m-am întâlnit și cu Violeta Andrei, văzut caseta, da, care se îmbrăca de la voi. Care este? Bine, ea era nevasta unui... Schimbată, da, și foarte drăguță. Foarte drăguță. E așa prietenoasă și sincer, o fată, abia aștept să mă duc la ea, că i-am promis că mă duc în vara asta să fac o emisiune la ea la Snagov. Tot zic și așa, mi-a fost frică de inundațiile astea, că, bun, n-am plecat în foc și am multă vreme, așa.
ea era soție de nomenclaturist, avea bani, dar și celelalte artiste aveau mai mulți bani decât au acum. Toate bine, era cu totul altul. Era, arta era, să știi, bine plătită. Era, și, și... erau luate de acasă cu mașina, televiziunii, deci era altceva. Acum... Și ele făceau o favoare că se duceau la televiziune, nu acum, acum e invers, știi? Da. Au senzația că li se face o favoare după ce ani de zile au dus faima țării astea. Acum parcă li se face o favoare. Generația de aur și a meseriei de actor, nu știu dacă o să o mai reîntâlnim vreodată. Păi mă uitam, dragă, eu am făcut la Ludovic Spis emisiunea Acasă. Nu știu dacă s-a mutat de pe Polonă. Vai, ce casă, nu, dar de unde aveți casa asta? Imensă și superbă. Și, păi am primit-o pe vremea lui Ceaușescu. Li se dădeau, el avea o casă superbă lângă operă, a dat-o, a, s-a mutat într-un apartament de bloc. Deci erau oameni luați foarte tare în seamă. Nu ca acum, când, hai să trecem mai departe, spune-mi, te rog, Romanița, ai cunoscut mulți actori în perioada aia, multe actrițe veneau la voi, hai să continuăm puțin cu da, tema da, asta. Da, deci venea și Violeta Andrei, venea și Zora Dafinescu, sigur că știi noi că eram... Știi că i-a soțul Cezarii Dafinescu? Nu, da, n-ai știut nici tu, am sunat-o eu acum un an de zile, nici n-am mai sunat-o, dar atunci era foarte trist, să murise într-un accident de mașină. Ferească Dumnezeu, bat în masa asta superbă, este da, și murise soțul în accident de mașină. Da, da, era o fată superbă Cezarea Dafinescu, nu? N-am mai văzut-o de mult. Era frumoasă? Era frumoasă, superbă era. Superbă era. Și avea cop de manechin, îți dai seama, deci ea cumpăra hăinuțele din, direct din prezentare. Deci nu cum, de exemplu, se întâmpla pentru Elena Ceaușescu să îi se construiască pe măsură după un model din prezentare sau să-i facă ceva special pentru pe măsură, știi? Nu! Erau actrițe care cumpărau direct din prezentare și totuși... Și cine erau astea? Care erau? Cezara? Cezara, Violeta Andrei. Erau mai multe acum chiar. Erau scumpe. Erau scumpe. Sigur, erau, scumpe. Sigur, erau unicate. Gândește-te că erau prototipuri până la sigur, urmă. Sigur. Și doamnei Ceaușescu, am spus între ghilimele că mie nu-mi plăcea tipa asta. Îți plăcea doamna Ceaușescu? Deci, doamne Ceaușescu. În primul rând, din cauza ei, în ultima perioadă, nu mai aveam voie să facem prezentări de modă cu muzică străină. Trebuia numai muzică românească și orchestrală, deci nu cuvinte. Nu cuvinte. Dispoziție. Aveam probleme cu accesoriile, nu mai aveam voie să purtăm bijuterii. Bine că aveam voie să fim fardate, că era chiar... Cum n-aveați voie nici bijuterii să purtați? Nu, deci am spune avut, că e ceva în lumea am avut, nu crede. Am oameni, avut da. Ceva restricții în ultima perioadă, când știi și tu că era din ce în ce mai sigur, greu să mai da. Comunicăm cu exteriorul, din ce în ce mai greu pentru noi, dacă s-ar fi putut să trăim pe sub pământ, așa, ar fi fost... Nu era geloasă tipa, că am auzit că era de o gelozie fantastică, era frică să nu cumva să... Probabil pună, din acest da, motiv da, eram da. Noi cât mai urțite și cât mai... Mai nu se pune. Nu era normal. Sau altă poveste, la Centrul de Creație UCECOM, într-un fel eram... Sigur că erau și colecțiile astea frumoase de romartizana, de artizanat. Da, erau, știu, dar da, parcă da. N-aș fi combinat toaletele de seară, toaletele sofisticate cu uile și cu... orice prezentare trebuia să înceapă cu colecții de romartizană. Da, era ciudat așa. Era ciudat, deci că mi-am luat și eu de la romartizana aia, da, de la conservator nimic, și chiar da, de conservator. Era ok, dar parcă aș fi mers o chestie, pe o chestie da, separată, da. Știi? Adică la romartizana era... Artizanatul era de, ceva da, deosebit da, și acum da. Artizanatul e ceva dacă de e de calitate și dacă își păstrează. Nu ne-aș combina. Noi trebuia să ieșim pe muzică știi? Populară cu tot felul de alea în cap, oași cu clopuri de alea. Mă rog, vezi seama cum arăta noi cu clopurile alea în cap. Deci nu pot să mai recunosc. Vai, înfiorător. Dar Nicu Ceaușescu venea pe la prezentările de muzică? Venea și el, da. Cui făcea curte dintre voi? Ei, nu știu. Deci... Eu n-am avut nicio tangență cu el, da. Deci venea, da. Păi asta este... hai să spun repede un banc, că nu, apropo de voi, de prezentatoarele de modă, care erau foarte frumoase, toate fetele estimate. Am rămas foarte frumoase, vă rog frumos. Rămas, dar vreau să spun că atunci erați câteva în toată țara. Câteva erau. Și erați cunoscute și așa, oarecum, stăteați la distanță de restul lumii. Și că, apropo de astea, unul dintre, eu știu, Bârlădeanu avea o, nu Bârlădeanu, zici tu altul, Dăscălescu. Așa. Avea o amantă printre voi. Așa. Și află nevastă sa și îi spune, uite, te rog frumos, du-mă și pe mine diseară la... Așa. La colegi, așa, să o văd, numai să-mi o arați. Aha. Că nu-ți fac mie, vreau să o văd și eu. Bun. Asta o duce, stăteau acolo la ieșirea, apare una roșcată, frumoasă, asta e, nu... Asta e la Lola de la finanțe. Apare alta, una blondă, asta nu, asta e la Lola de la așa.
transporturi. Bun, apar mai multe până apare una super, nu știu, una brunetă, asta e, asta e. Să uită asta, o măsoară din cap până în picioare, face Costică, Costică era Constantin Dățcălescu. Costică, nu e așa ca a noastră, e cea mai frumoasă. Hai, hai, că e a noastră. Mortală faza, știi? Apropo de ce am văzut-o prin Pipera, de mitocăneala din Pipera, știi? Nu e așa ca noastră, e cea mai frumoasă? Excelent, v-am. Apropo de voi, care erați frumoase toate, era una și una alese din toate. Dar spune-mi, te rog, Romanița, simțeai câteodată că sunteți urmărite, că sunteți filate, că sunteți frumoase? Da, era. Pe cum? Erați? Eram sigur filate. Mai ales că intrați în Inter toată ziua. Deci și eu am primit acasă. Așa. Țin minte, o țizură din aia, o citație din aia, de la IGP. Să mă prezint la sala nu știu care, îți dai seama, deci trebuia să dau cu subsemnatul. De ce mute? Nu m-am dus! Nu te-ai dus? Deci nu m-am dus, am zis că eu nu mă simt cu nimic ca și cu ceva. Și ce ar putea să se întâmple e să mă pună să dau cu subsemnatul despre colegele mele. Îți dai și tu seama totuși că eram așa frumoasă, eram așa puține, eram așa în centrul atenției, pe podium, lumini, frumos, rău de tot. Nu se putea chiar fără ca unele dintre noi să n-aibă relații cu cetățeni străini. N-aveam voie. Deci n-aveam voie. Și în momentul în care am primit chestiunea aia, am fost convinsă că pentru așa ceva am fost chemată. Aveai un iubit străin de la aia? Eu nu aveam. Nu aveam, dar printre colegele mele, era treaba lor. Și am zis că nu mă duc să zic ceva acolo, Doamne, să-mi curăsc eu colegele, dar nu, ce treabă am, sigur, știi? Sigur, țin minte sigur. Că m-a chemat securistul de la Centrul de Creație UCECOM, după ce Dana Opșitaru, deci una dintre colege, a rămas în străinătate. Că s-au mai întâmplat cazuri, ca la contractări, deci noi plecam în străinătate. Și bine au făcut că au și rămas în perioada aia, da. Așa au hotărât, așa au avut curajul, așa au vrut, așa treaba lor, au rămas în străinătate. Dragă, și eu, dormind cu ea în acea deplasare, țin minte cu o deplasare înainte. Așa. Țin minte că am fost la Moscova și am stat chiar în ambasadă. Așa. Și pentru că eu am stat cu ea în cameră atunci, la ambasadă la Moscova, se gândea că securistul că într-adevăr am putea avea o relație mai specială, prietene foarte bune și că mi-ar fi putut spune mie că la următoarea deplasare ar putea ea să rămână și nu știu spusese? Ce. Și nu spusese. Și m-am dus chemată de securist. Doamne, dar nu știam, nu mi-a spus. Și la urmă, ce vreți de la mine? Adică acum ce vreți? Dacă fata a rămas, sunt eu de vină? N-am ce să vă zic. Deci au fost cazuri. Au fost cazuri. Erau neplăcute, sigur că da. Dar țin minte că după Revoluție sau la Revoluție, într-adevăr, biroul securistului a fost cel mai vandalizat. A fost vandalizat? Îl urați? Toată lumea îl ura. Nu puteai să nu urăști. Mai poate săracul era un om ok. Dar mi-e prin meserie, prin efectul, până la urmă, muncii lui, că ne deranja psihic și ne tot amenința. Că aveam așa o chestie. Deci noi am semnat un contract când ne-am angajat, foarte ciudat. Spune așa, că n-ai voie să te măriți cu un cetățean străin decât dacă anunți cu 6 luni înainte. Ei, cum puteai să știi dacă te îndrăgosteai ad hoc de o persoană cu 6 luni înainte? N-aveai cum să știi. Și țin minte că au fost cazuri când s-au măritat colege și au plecat în străinătate și pentru că revista Moda era făcută cu 6 luni înainte, normal, trebuia sigur, să fie cu sigur. O perioadă lungă de timp și poze și totul, că dura un pic mai mult atunci, i-au schimbat capul, dragă. Ei? Da. Doamne, nu deci se în poate, revistă nu? Da, era înțeles, corpul da. Ei cu da. Toaletele și alt cap. Mă, dar tu îți dai seama, Romanița. Adică, dar da. cu ce deranja acea femeie care era acolo în revistă ca model, ca manechin, că era între timp, în momentul în care apărea revista pe piața românească și așa nici nu apărea mai mult în străinătate revista, așa. În timpul acela era plecat în străinătate sau urma cu altele... Dar tu nu știi câți scriitori au fost, Petru Popescu, care a fost un scriitor de referință al nostru, n-a mai fost, s-a scos cărțile după piață, n-aveai cum să citești. Nu știu, scriitor, dar parcă manechine, chiar așa, ce făceau, ce influențau și ce... Asta este, filme care s-au scos de pe ecran pentru că a plecat, când a plecat Temeric Șefer, de exemplu, din țară și alții,
nu s-a mai dat voie să se joace film. Măi, era ceva cum prin ce să mai vorbim. Bine că s-au dus. Bine că s-au dus. Fericiți copiii ăștia care s-au născut. Asta vorbeam cu Bogdan pe drum acum. Care s-au născut acum și care n-au nicio treabă cu mizeria pe care am trăit-o noi. Din păcate, din păcate, mentalitățile românilor încă n-au evoluat. Păi n-au cum să evolueze dacă noi suntem încă formați după vremuri. Da. Deci a trebuit să mai treacă o generație, să mai treacă două generații, să se ducă toată influența asta din vremea comunistă. Pe de altă parte, din păcate, cei care ne conduc țara sunt crescuți tot atunci, sub influența tot comunistă atunci, tot și atunci. N-au să, cum să gândească foarte deschis, decât sigur se străduiesc, unii dintre ei mai reușesc. Dar o să fie foarte greu. Da, cum zicea Silviu Brucan că ne trebuie 20 de ani. Și noi ziceam că nu e adevărat. Da, mai punem 20 de ani. Mai punem 20 de ani. Nu se poate. Adică mentalitatea asta, noi încă avem o mentalitate de marhala, de urmărire, de unul pe altul, ce a zis ăla. Hai să moară și că groaznic este, da, groaznic este, îți spun. Acum trăim în țara noastră, ne place să trăim aici. Cum zic aia, și că trăim în România și asta ne ocupă tot timpul. Da, eu n-aș pleca. Doamne ferește, că te stau aici și bârfesc, că asta e țara mea. Din punctul ăsta de vedere sunt foarte naționalistă și îmi place țara mea, iubesc țara și uite, încerc să fac ceva în țara mea și până la urmă, știi cum e, mai bine codași în satul tău decât, cum e? Mai bine fundași în satul tău decât codași la oraș. Ei, lasă că tu nu ești deloc codașă la... Ba nu, chiar asta ești fruntașă în România. Făcut cincinalul în 4 ani și jumătate. Mai bine. Acum să-ți mai spun o chestie, romanitate, că asta este și motivul pentru care nu plecăm. Noi tot ne batem în piept, vai, vezi țara și nu plec. Ia să avem un business nemaipomenit într-o țară străină, crezi că nu ne-am duce? Nu, dacă că poți să-l faci și... În momentul în care ai chiar deja în țara ta și ai posibilitate să poți... Eu dacă aș vinde tot, să zic, tot business-ul să vând, aș face ceva bani cu care cred că aș putea pleca liniștită în Statele Unite, unde cu bani, într-adevăr, primești cetățenie mai simplu, mai ușor, și să zic și nu știu ce aș face, că ce-ai până face? La urmă că și ăia sunt urmăriți. Și... Dragă, sunt urmăriți și este greu și aici ești la tine acasă și între românii tăi cu care te ceri, te împaci, ăștia suntem, bineînțeles. N-aș putea trăi la țară. Groaznic! Să fie un nivel de la așa de redus, să poți să stai numai cu vecinul, Îmi place să stau... Sunt născută în București, din generații crescute în București, vorba soțului meu, dragă, ești născută între betoane și nu poți să treci la țară. Nu pot! N-aș putea, deci nici dacă aș avea o casă la țară, dragă, nu ai o casă de vacanță pe undeva? Are soțul meu o casă la Butimanu și pot să spun că mă duc o dată pe lună. Ca să văd părinții lui. Deci... A, el de acolo, soțul tău. Nu e de acolo. Nu e acolo. El e din București. Și locuiesc părinții lui acolo. Dar a cumpărat-o special pentru părinții lui ca să le lungească viața. Sigur. Cu totul să stai într-un apartament la bloc oameni în vârstă, pentru ei este mult mai bine să stea la curte. Cât undeva e la țară. De aici? Cam o oră. E spre unde? Nu știu unde. Spre Buna, dincolo de Buftea. Aha. Imediat după Buftea. Da, e frumos. E la lac. Sigur, e foarte deci frumos. E frumos. Da, da. Da, nu pot să stau mai mult de două ore. Nu poți să stai. Nu poți să stai mai mult de două ori, te plictisești îngrozitor, nu? Da. Eu am știi cine am, la cine am fost noi acolo, tot cu tine am fost. La Ernst Maftei și el are Ernest, de fapt, așa este. El are o casă foarte frumoasă pe acolo, pe lângă cu tine. Da, bine, acum, sigur, la vârsta lui, poate că îi place să stea liniștit. Are o tipă, avea o tipă tânără acum. Dragă, mie îmi place să stau în lume, între oameni. Și mie să mă întâlnesc cu oamenii, să aflu în fiecare zi câte o poveste, să aflu, să mi se întâmple în fiecare zi ceva. Nou. Deci mie în fiecare zi mi se întâmplă ceva. Ceva de bine, sper. Da, acum și de rău se poate întâmpla. Adică poți să afli, de exemplu, tot felul de probleme care trebuie să le rezolvi. Dar ți se întâmplă ceva, totuși trăiești, te caută lumea. Asta este alt subiect. Că te caută lumea, te caută multă lume? Să sper toată viața să sune telefon, dragă. Îți place când sună telefonul? Îmi place când sună telefonul. Și când mă caută lumea și când știu că lumea are nevoie de mine. Da, îți place. Vai, și mie îmi place. Cred că aș fi disperată. Și îți place să ajut și să faci și eu la fel. Aș fi disperată, dragă, dacă n-am mai sunat telefonul, dacă nu mai căuta lumea, nu știu ce se va întâmpla când o să am o vârstă. Sper ce să frică, fie. Nu? Sper ai să ai copii? N-am copii, vreau să fac copii. Sunt, acum, ce să zic, pedepsită de Doamne, că am făcut 8 avorturi.
Dar am și zis că voi boteza atâția copii câte avorturi am făcut. Până acum am 5 botezați. Botezul, bravo! Da. Să botez și pe două la... perechi cununate. Excelent. Deci 5 copii și două perechi cununate. Deci ești credincioasă, și da? Sunt credincioasă, nu sunt habonică. Deci nu mă vezi pe mine cu rugăciuni, cu nu. Deci nu. Dar în schimb știu că am protecție. Simți. Și știu și din partea cui... Simți că ai protecție? Da. Sfânta Paraschiva mă protejează pe mine. Da? Am aflat asta de la biserică. Da? Uh-huh. Deci eu am o biserică foarte dragă, o mănăstire foarte dragă mie, unde mă duc când vreau să mă liniștesc, când vreau să mă relaxez, când vreau să fiu aproape de Doamne, Doamne. Acea mănăstire este undeva aproape de Ploiești și se cheamă mănăstirea Ghighiu. N-am auzit. E mănăstire de măicuțe. Te duci pe acolo des? Da. Te duci pe acolo mă duc des. Și mă duc din anii 90-96 și acolo m-am și cununat religios. Da? La Ghighiu. La Ghighiu. Acolo este o icoană făcătoare de minuni. Maica Domnului cu pe mine. Te duc. Deci să este mă duci, o neapărat. Mănăstire care chiar a făcut minuni. Deci sunt exemple multe. E o istorie... Nu știu să-ți povestesc, dacă te duc acolo mergem și... Mergem și filmăm acolo, dacă ne lasă. Să știi, o să te lasă. Sigur, că dar facem o emisiune acolo. Este... Promitem telespectatorilor acum, promitele. Le promit la toți telespectatorii și chiar, uite, mi se face părul așa, așa. Când mă gândesc. Există acolo o măicuță, Maica Lavrentia, care este mâna dreaptă a Maicii Starete și este ghidul mănăstirii. Așa. Și este măicuța asta acolo de la 10-11 ani, acum are peste 70 și ceva. Este... o bomboană de femeie și la cât e ea de sfântă, că e măicuță, dragă, e atât de umană și atât de haioasă și zice, uite, vezi, le vezi pe omul ăla? Zice, ne-a adus, maică, ne-a adus o mașină și ne descurcăm și noi cu ea, mergem și noi și ne cumpărăm de-ale gurii, de-ale... Măi, deja mi se pare că e o chestie, da, nu mai bomenită pe cuvânt. Și i-a ajuns și tu așa, fiecare ajută ceva, da? Cum poate. Deci măicuțele se gospodăresc singure, au acolo grădina lor cu roșii, cu castraveți, cu... Acum, da. Le trebuie un ban pentru combustibil, pentru ca și le ajungi și tu, nu? Da, da. Deci bravo. Cu cât pot îi ajut. Excelent, și... excelent. Ce să zic... E bine așa din când în când să te gândești că undeva sus poate cineva ne auzi? Urmărește și ne iubește și ne protejează și eu chiar cred în acea protecție. Repet, nu sunt, oameni, nu sunt habodnică. Da, da, da. Și da. Tot timpul am zis că există o lege a compensației. Cum să nu existe? Există o lege a compensației. Nu sunt cârcotașă când pierd ceva, că sunt convinsă că sunt da, voi da. Recupera cu vârf și îndesat. Mi se întâmplă foarte des ca un lucru nou care l-am cumpărat să-l strig repede. Deci un pantalon nou, ții minte că l-am cumpărat odată, țineam foarte mult la el și l-am pus prima oară și l-am agățat cu tocul. Și au costat foarte mulți bani. Da, am zis, lasă că există o lege a compensației. Ți-a părut rău? Și sigur că mi-a părut rău așa, așa pe moment, moment da, dar da. Nu sunt cârcotoasă, adică să zic, mă dau capul de perescă, nu mai pot fără. Există până la urmă. Uite, vreau să spun ceva apropo de ajutorul ăsta. Eu am făcut câteva emisiuni anul ăsta în direct de strângere de fonduri pentru vest, pentru nenorocirile de sinistrați cu așa, pentru un copil care a trebuit operat în străinătate și nu avea suficienți bani și a plecat, s-a întors. Te rog să mă crezi că toți avem în viață perioade când suntem mai stresați, mai nervoși, mai nemulțumiți. După această emisiune am avut un sentiment de bine, de liniște. Simțeam că cineva de sus de acolo mă mângâie pe creștet. Ai făcut un da, gest da. Minunat și este ajutat, un lucru nemaipomenit. Ai ajutat în da, da, oameni da. Și cred că până la urmă te-am știi? Văzut... Am și eu păcatele mele, Doamne, iartă-mă, normal că le am. Da, și tu le ai calentare. Am și eu nemulțumirile mele. Nu putem să-i mulțumim pe toți. Nu putem. Undeva nu, dar eu cu mine... Persoane nemulțumite din jurul nostru sau a existat... Romanița, am momente când stau și-o pe pernă, am spus, de ce am făcut eu chestia asta acum 15 ani? Trebuia să fi procedat așa. Cum am putut? Eu am putut să fac lucrul ăla. Nu ți s-a întâmplat niciodată și să-ți pare rău că... Eu în general nu prea trăiesc din amintiri. Măi, nu trăiesc din amintiri, dar fără să lumea duc aminte, da, știi? În principiu nu-mi pare rău de tot ce am făcut. Adică am zis că fiecare chestie care am făcut-o, am făcut-o ca așa am gândit în momentul respectiv și dacă mă gândesc după 5 ani, când oricum zic eu că am o capacitate un pic... Așa. Crescută, ca și experiență, ca normal, și normal, intelect, normal. Până la urmă evoluăm, că nu putem să stăm pe loc. Așa am gândit eu momentul ăla, așa am făcut, asta e bine că viața
mergem mai departe. Eu trăiesc foarte mult în prezent și în viitor. Asta este excepțional. Da. Ai și o zodie, deci, este balanță, stimați respectator. E o zodie de echilibru. Nu. De aia ne-am plăcut de la început, pentru că eu sunt pește și peștii sunt mai flu-flu așa, dar se înțeleg foarte bine cu balanțele. Foarte bine se înțeleg cu balanțele, să știi. Da, hai, se pare că mai avem puțin un sfert de oră, numai ce repede trece timpul, a nu știu câte oară spun. Când am de-a face cu persoane ca tine, m-aș vrea să nu se mai termine emisiunile, știi? Că uite, avem multe de spus. De comentat, deci s-a terminat, și nu am vorbit nimic. Nimic, dar mai facem emisiuni. Nu mai facem emisiuni, cum să nu? Facem, putem emisiuni. Sigur că da. Deci ai 90, spune-mi ce făceai tu în 90, când, în 89, când a fost revoluția. Unde erai, ce făceai? Apropo, chiar vreau să zic că este așa o chestie super, super deosebită, dragă. În ziua când a venit revoluția, eu veneam de la centrul UCECOM, de la servici, apropo de lucruri care puteam să le cumpărăm de acolo fără nicio problemă, cu o plasă cu portocale. Găsisești portocale? Că aveam acolo de toate. Așa, da. Și mă duceam cu acele portocale în piața universității, unde stă și acum fotograful care ne făcea nouă poze, fotograful care mi-a făcut toate pozele după casa asta. O să ne duci și la el, deci, să facem o emisiune. Toate pozele astea sunt artistice, o să le filmăm, da? Sepia și al negru sunt făcute de Dinu Lazăr, un fotograf de mare excepție, care acum nu mai face fotografie de modă. Câți ani are? Cred că are acum peste 40, 50 și ceva. Ne duci la el să facem emisiune, așa. Dar nu-i dai vârsta și pot să spun că m-am întâlnit cu el acum două zile, duminică, la... Ei, ia uite! La meeting-ul aviatic, la Băneasa, a fost meeting aviatic și soțul meu fiind pilot a zis, hai dragă, să mergi și tu pentru prima oară în viață, dacă n-am fost niciodată la meeting. Și cu cine crezi că m-am întâlnit? Cu Dinu Lazăr. Nu-l văzusem de ani de zile. Și m-am dus la Dinu Lazăr, dragă, atunci, în ziua Revoluției, pentru ca să îmi recuperez niște fotografii care le făcusem recent. Și să-i dau și portocale. Dragă, nu vrei să știi că ne-a prins Revoluția la el acasă și am rămas eu cu o colegă, cu soția lui, și el a plecat să facă poze. În piața... Și fii atent, ce fază. A plecat să facă poze, bineînțeles cu aparatul meu, cu teleobiectiv. Da. Măi, și auzim la un moment dat niște țipete pe afară. Teroristul. Cine era teroristul? Era din Dinu Lazăr, care era îmbrăcat într-o... Săracă. Cum aveau fotografii, vese din alea cu multe de alea, de, zici că erau cartușe în ele, dar de fapt își pune el filme și zice, cu teleobiectivul. Și noi n-am mai putut de frică, l-am băgat în casă, am pus dulapul în ușă, deci nu vreți să știți ce am făcut în momentul ăla. Deci eu am trăit revoluția la Dinu Lazăr acasă, cu niște spaime îngrozitoare, vrea să ne trimeată la etajul 500, vrea să ne trimeată pe niște cerceafuri pe scara interioară. Deci nu vreți să știți ce am pățit. Ba vreau să știu, dar a fost uite bani, că nu? Până la urmă n-am înțeles nimic din revoluție. Și n-am înțeles nimic și cred că nici din Lazăr n-am înțeles nimic cu toate pozele lui și cu toate sacrificiile. Cu toate sacrificiile, cu toate pozele lui. Cu toate sacrificiile lui, cum a plecat el cu teleobiectivul ăla și aproape că nu mai ajungea acasă și după ce a ajuns acasă, cum n-am putut noi, care eram un safir la el în casă, să ieșim din casa lui, să ne ducem la noi acasă, pentru că erau securiștii sau care erau, care urmăreau teroriștii, care Dinu Lazăr zice că era terorist, care făcea poze, știi? Hai de mine, da, a fost cumplit în orice caz. Și acum, asta e viața, nu vreau să intru în alte amănunte, dar e foarte neplăcut. Bun, deci a venit ai 90, revoluția ai făcut-o la Dinu Lazăr acasă, te-ai speriat, a trecut, aproape n-ai înțeles nimic, bun. Mai ai ajuns tu, dragă, una dintre cele mai bogate femei din România. Sau cele de mai succes oameni de afaceri. Știi cum e chestia? Că nimic nu e întâmplător. Așa. Deci totul e întâmplător, dar de fapt nimic nu e întâmplător. Cum a fost cu meseria și cu anunțul din România Liberă, care l-a văzut mama, și cum am ajuns ca manechin să lucrez în modă, și cum a venit revoluția, eu eram încă manechin și terminasem facultatea. Și ce puteam să mă gândesc? Ori să continui meseria de manechin în Occident, Asta te-ai gândit. Plec în țară, normal, da. E voie de plecat, plec, da. Să lucrez pe bani, într-adevăr. Ori să-mi fac un business propriu. Sigur că am balanță. Am balansat și am zis că decât manechin la sfârșit de carieră, că aveam deja 26 de ani, iar în Occident, la vârsta asta, deja ești la sfârșit de carieră, mai bine să fiu tânără femeie de afaceri. Am avut un mare grad de inconștiență asta, recunosc. De ce? Păi eram tânără, mă, 26 de ani. Deci la 26 de ani, când lumea oricum
Nu știa nici despre erai ce e de bani, atunci aveai ceva bani. N-aveam niciun ban. Deci n-aveam decât o mare dorință de a face ceva și, într-adevăr, un mare flair și la oameni și un mare talent de a mă face plăcută. Și așa am reușit primul meu business. Care a fost primul? Primul meu business a fost un calendar pentru o companie foarte mare, care era o multinațională. Da, aveai niște relații însă. Aveam, deci am avut relații. Aveai relații și asta contează deci enorm. Am avut relații foarte, foarte bune. Asta este. Și sigur, într-adevăr am fost recomandat din aproape în aproape asta pentru încredere. Pentru că asta a contat. Încrederea. La ce puțin, relațiile sigur. Nu au însemnat că cineva mi-a dat bani într-o traistă. Nu. Deci încrederea... Deci făceai pe credit, deci, toate afacerile cu bani la termen. Am luat bani de la bancă, am ipotecat cu apartamentele familiei. Familia a avut încredere în mine, nici nu știu cum de a avut încredere în mine, că până la urmă puteau să rămână pe drumul dacă eu, la 26 de ani, nu reușeam în business. Deci primul meu business a fost un calendar, după care am plecat în China și am făcut contracte cu import de încălțăminte de copii, spadrile, dacă ți-a aduce aminte. Da. Deci ăla a fost un business care așa mi-a adus primii bani. Da. Și primii bani i-am investit în modă și mi-am făcut prima colecție de modă. Și așa din aproape în aproape am crescut ca și companie, iar într-adevăr momentul culminant sau cel mai important sau critic, cum vrei să o iei, din activitatea mea profesională a fost momentul în care am investit în imobiliare. Am avut deci aia a fost 9, afacerea ta? Când a fost treaba ta? 96 am cumpărat 96. Un teren cu gândul să-mi fac o casă de modă. Deci, practic, să-mi fac o construcție, aici un parter. Ta? Nu. Un parter e aproape de Piața Victoriei. Așa, da. Deci, am vrut inițial să fac un parter pentru o casă de modă. Terenul care l-am cumpărat a fost foarte scump și m-am împrumutat pentru o parte din bani. Și atunci m-am gândit să fac ceva mai mult, să fac un imobil în care să închiriez parte din el pentru birouri. Până la urmă am găsit un chiriaș care a vrut tot. Așa. Și am luat credite, având deja chiriașul din timpul construcției, de-aia am avut și foarte mare, într-adevăr, noroc. Dar am fost la mănăstire. Deci te-ai rugat? Când mi-a fost cel mai greu, am avut perioade grele, am avut nopți nedormite, deci eu n-am avut... momente atât de grele în viața mea cum am avut în anii 97. Și erai singură, erai nemăritată. Acum, sigur, aveam prieteni. Dragă, sigur că da. Dar eram nemăritată și cred că dacă aș fi fost măritată și dacă aș fi avut familie, n-aș fi făcut nimic. Crezi că așa e? Da. De ce? Că nu te-ar fi susținut, nu? Ar fi fost gelosă? Eu fost... cred că genul meu de femeie nu ar fi fost înțeles de un partener. Dacă partenerul era soțul meu și n-aș fi avut curaj să mă lansez în obiective foarte mari, mai mari decât capul meu, deci recunosc, tot timpul am intrat în lucruri mai mari decât puteam să duc. Dar probabil că ăsta a fost și succesul sigur. Până la capăt. Și te-a ajutat în permanență cineva, probabil, nu? Că... Deci am avut prieteni. Am avut prieteni care au sărit pentru mine și familia, în special fratele meu. Deci fratele meu m-a susținut în perioada cea mai grea a vieții mele. Și cu bani. Deci el având o firmă de calculatoare, tot ce a muncit el... Zădea ție, mai mare ca tine? Mai mare cu un an și 3 luni. Deci tot ce a muncit el, fratele meu, într-o perioadă de timp, mi-a dat mie tot. Dar tot. Deci nu să-mi lase și mie bani de nu știu ce. Nu, deci m-a ajutat cu tot ce a putut. I-am dat înapoi o parte. Știi cum e? Că datoriile nu se le puteți niciodată primele. Dar de ce oare de asta era nevoie? Dar întâi îți vine să investești într-una, E însurat fratele tău? Nu e însurat. Ei, asta e norocul, că dacă aveai o cumnată care să-l țină din scurt, nu mai pupai tu un leu din banii lui. Deci nu cred că e genul care să fie ținut din scurt. Da, nu se știe. Ferească Dumnezeu, bate în leu. Asta vreau să spun că am fost înconjurată, într-adevăr, de prieteni care m-au ajutat și spiritual și material. Și am fost înconjurată și de familie foarte mult, care m-a ajutat, în primul rând și-au ipotecat de nu știu câte ori casele și a fost un mare ajutor. Așa. Am avut noroc și cu acel chiriaș care până la urmă, datorită lui, intrând în investiție, am reușit până la capăt. Și uite că datorită unor momente grele în care am avut un mare curaj, am reușit. Și asta cu imobiliarele. Sigur că așa când te gândești din exterior, pare foarte ușor. Păi cred că e. Dar din interior... Nu cred că pare ușor. Sigur că nu-mi pare rău ce am făcut, dar n-aș mai putea să fac acum, în condițiile actuale, ce am putut să fac atunci.
toată lumea era mult mai deschisă, toată lumea te sprijinea, inclusiv băncile erau mult mai... Da, percepeau dobânzi mult mai mari, să știi. Da, atunci. Prins momente, nu vrei să știi. Deci am pierdut un miliard într-o lună, un miliard în 99. Da, legea compensației. Da. Eu am pierdut, nu mi-a părut nimic din ce am pierdut, ce am pierdut la viața mea. Dar am și riscat foarte riscat. Mult. Știi da. Cum e? Cine nu riscă, nu câștigă. Dar spune-mi, afacerea asta cu imobiliarul o ai și acum, nu? Asta e cea care... Da, deci asta este o afacere care deocamdată este cea care mă ajută foarte mult în finanțele... Ia tata la soțului, sunteți combinația. Și soțul tău este și el un om? Nu, soțul meu este pilot, așa? Pilot la Tarom, deci la companie de stat. Soțul meu este bugetar. Așa. Deci este o combinație... foarte ciudată pe de o parte, suntem un cuplu foarte invidiat pe de altă parte. Cum de s-a putut întâmpla ca o femeie de succes cu bani să se mărite cu un bărbat fără bani, că un bugetar n-are cum să aibă bani. Desigur, decât dacă fură. Și, spunem și soțul meu este pilot de Boeing, are o meserie super deosebită, este un bărbat echilibrat și foarte calm. Câți ani are? Eu sunt 46 de ani, face chiar acum pe 8 iulie. Combinația dintre rac și și o să fie, o să fie cadou, să nu spui că ai făcut emisiunea asta, o să-ți trimit CD-ul pe emisiunea asta să o vadă. Eu dedicăm lui. Așa, eu dedicăm. Îi spun de acum la mulți ani, cum îl cheamă? Adrian. La mulți ani, Adrian, să fii fericit cu această doamnă superbă pe care ți-a trimis-o Dumnezeu. Să știi că ne-am cunoscut la 10.000 de metri altitudine, exact în avion, când el pilota avionul și eu eram pasager. Acum câți ani? Acum 3 ani. Acum 3 ani, de unde veneai? Sau te de la Viena. Veneai de la Viena și era comandantul. Comandantul. Și mi-a plăcut atât de mult de el și am făcut o mare nebunie. Așa. Ceea ce nu făcusem, deci aveam 38 de ani. Așa. Nu făcusem niciodată în viața mea să abordez eu un bărbat. Și te-ai dus la el și i-ai spus ce? Dar nu în avion. Așa. Că nu mi-am imaginat în avion că chiar vreau să vin în întâmpinarea lui. Deci el era comandantul aeronavei, l-am văzut un pic mai mult timp, tocmai că el de obicei și întâmpină pasagerii. Consideră că pasagerii nu sunt sași de cartofi, sunt niște suflete care dacă văd comandantul și îl cunosc, practic, îl vizualizează, așa, au mai multă încredere că vor ajunge cu bine la destinație. Și Adrian era în capul așa și eu am intrat, eram pasagerul de business. Așa. Aveți ce înseamnă și chestia asta. Da. Și am avut primul loc în avion și, dragă, a întârziat un pic decolarea din motive tehnice și m-am uitat la el cam 20 de minute, știi? L-am văzut în fața. Te-ai găsit brus de el? Mamă, eram și singură, nu aveam pe nimeni, n-aveam cine să vorbesc. Și m-am uitat numai la el. Și nu aveai nicio combinație, nu aveai niciun prieten? Mai aveam, dar nu conta. Așa. Dragă, și m-am îndrăgostit de el la prima vedere. Și a ajuns acasă, deci n-am marșat cu nicio chestie în avion. Da, în schimb, a ajuns acasă, m-am tot gândit la el, ce pilot, ce drăguț, ce nici nu mă gândeam vreodată că mă voi mărita cu un pilot. Niciodată nu m-am gândit. Mă gândeam că mă mărit cu un om de afaceri, cu, nu știu, mă gândeam că nu lumea mea, așa. Și, dragă, ajuns acasă, am dat telefon la o prietenă, o nebunie, care prietena respectivă avea pe soțul ei, care lucra la Tarom și ar fi putut să știe numărul de telefon, să afle cine era comandantul, că nici măcar nu reținusem numele. Dragă, și am sunat-o și ea mi-a zis, hai că sunt pe soțul meu și aflăm. Și a aflat. M-a sunat după 2 ore și mi-a zis, dragă, este culmea, dacă spun, că este Adrian Iovan și e singurul pilot pe care eu îl știu, deci ea, prietena mea, știa. De ce? Că ea lucrase la un ziar, cu 2 ani în urmă, ziaristă fiind, și făcuse un reportaj despre transporturi în general, transporturi aeriene. Ce înseamnă? Hai mă că este viață, mă, e soarta asta. Sigur. Și avea telefonul ei. Și era necăsătorit? Era căsătorit. Și l-ai divorțat tu? Mă, acum l-am divorțat eu, știi? Deci eu am părerea următoare, că dacă într-un cuplu intervine o a treia persoană, indiferent că e de genul feminin sau masculin, și se întâmplă ruptura cuplului, ruptura era deja făcută. Da. Deci eu n-am avut niciodată acest sentiment nici de-a lungul timpului, că au mai divorțat bărbații de-a lungul timpului, dar n-am avut acest sentiment și nici n-am avut măcar o problemă și i-am și zis soțului meu când ne-am căsătorit că în momentul în care, dacă Doamne ferește, eu nu o să mai simt că-l iubesc sau dacă Doamne ferește, el nu va mai simți că mă iubește, eu vreau să ne despărțim.
Deci eu n-aș trăi într-un compromis într-o viață de cuplu, sigur, pentru că viața este atât de scurtă. Să ți-o trăiești la maxim, știi? Și vă înțelegeți bine că mai avem 2 minute. Ne da. Înțelegem foarte bine. Deci suntem îndrăgostiți din ce în ce mai mult, suntem tot timpul împreună. Când pleacă singurul drum care este de 2-3 zile la Dubai, plec cu el. Deci nu sunt niciodată despărțiți. Eu mă duc la contractări în Germania, vine cu mine, el merge la Dubai, merg cu el când are zbor de 3 zile. Când rest are zbor, de exemplu, azi a plecat la Frankfurt și vine la 3 și ceva. Deci în cursul zilei se desfășoară activitatea lui. Este într-adevăr momentul când ne-am găsit și la vârsta maturității, când fiecare dintre noi am știut ce am vrut. Și cred că e foarte important lucrul ăsta, știi? Vezi, o să, într-o altă emisiune o să ne povestești mai mult despre această... Deci că e puțin doar ai... Am punctat. Ai punctat. Da. Cum te-ai întâlnit prima dată, cum așa, asta este situația, nu mai avem timp. Mai sunt încă 2 minute. Uite, ne spune Bogdan că mai sunt încă 2 minute. Spune-mi, Romanița, ce vrei să faci de aici încolo? Deci de căsătorit cu un bărbat pe care îl iubești, te-ai căsătorit. Banii și... ai... Nu? Că ești un om sigur de succes, o femeie de succes. Îți lipsește copilul. Da, vrei să faci deci un copil. Vreau să fac. Neapărat vreau să fac un copil cu tot efortul pe care consider că îl putem face orice. Tehnologia s-a dezvoltat atât de mult încât acum numai să vrei, să nu vrei, nu poți nu să ai copil. Sigur că deocamdată nu sunt probleme clinice. Așteptăm să vină momentul. Și am tot zis că momentul o să vină imediat după ce ne mutăm în casă nouă și după ce ne facem căsuța aranjată cu confortul. Vai, ce căsuță frumoasă, păcat dormitorul copilului așteaptă. Dar dormitorul vostru ce frumos. Ce spuneai că este pat? Deci patul este o copie fidelă a patului lui Coco Chanel. Toată mobila este o mobilă pe stil clasic. Și casa este ne plac la amândoi foarte mult antichitățile și... Și ne ducem la licitații foarte des și ne place să cumpărăm obiecte. Cam toate obiectele sunt luate de la licitație. Sigur că mobila e nouă, chiar dacă ea imită vechiul. Că n-am fi vrut să avem energiile negative de la alte persoane. Dar... Tablouri foarte frumoase ai. Da, ne place arta. Este o casă... Investim mult în artă. Că ai și un pian aici, te-ai apucat să studiezi la pian, asta e un lucru nemaipomenit. Domnule, este o casă foarte frumoasă în care, stimați telespectatori, m-am simțit bine de cum am intrat și pot să spun că deja am venit la o persoană pe care am văzut ultima oară în viața mea pe viu și mă despart de o prietenă veche deja, nu e așa, Romanița? Dar aștept să ne revedem. Așa? Și cum zicea și mele, poate veni la Focșani. Sigur! La Focșani, sigur. Când mergeam pe vremea Ceaușescu în deplasări, făceam prezentări de modă la club, așa. Acolo, clubul da, nu mai știu, da. Orașului care așa, era, ce era da. Veneam cu... Care este? Clubul orașului așa, care este? Cu damigere de vin. Da, da, da. Ei, eu nu deci mi-am permis să-ți aduc măcar o sticlă. Pentru că nu-mi place de ca femeie. Ca femeie să duc vin unei femei. Așa o chestie de prost gust. Vreau, te așteptăm cu drag la Focșani, dar până ne vedem la Focșani, ne vedem la mănăstire. Să mergem, ne vedem, am să promis, știm, hai că vorbim. Am promis și nu e păcat să ne ținem de o asemenea. Sigur că da. Romanița, te sărutăm. Te sărutăm, eu te sărut în numele telespectatorilor. De invitația voastră și sper să vă fi plăcut așa ceva frânturi din viața mea și cu mare plăcere vă mai povestesc oricând. Eu cu mult drag am venit la tine și o să vin de aici încolo, nu mai scap tu de mine, să vezi. La revedere, stimați telespectatori!